Polițiștii atrag atenția participanților la trafic cu privire la posibilitatea apariției poleiului, fenomen asociat cu umiditatea și temperaturile reduse. În acest sens, polițiștii recomandă conducătorilor auto să nu pornească la drum dacă nu și-au echipat corespunzător autovehiculele cu anvelope specifice sezon. Având în vedere condițiile meteorologice prognozate pentru următoarea perioadă, poliția vă recomandă prudență în trafic. Reamintim că este în vigoare avertizarea meteorologică emisă de Administrația Națională de Meteorologie, conform căreia vor cădea precipitații mixte ce vor favoriza formarea poleiului, iar aria acestora va cuprinde treptat cea mai mare parte a țării. În aceste circumstanțe, pentru prevenirea accidentelor grave sau a blocajelor rutiere, poliția recomandă conducătorilor auto să evite efectuarea deplasărilor în zonele aflate sub avertizare, iar dacă acestea nu pot fi amânate, să pornească la drum numai după ce s-au interesat cu privire la starea traseului pe care urmează să-l parcurgă și situația meteorologică existentă.